Adriana! Da, Dani! Adriana, astăzi noi avem foarte multă treabă de făcut pe afară! Eu plec în oraș, la magazin, să iau niște unelte, pentru ca să lucrăm astăzi. Dar tu... Da, eu... O cauți pe Miriam și vă duceți și cosiți toată iarba! Bine, mă duc să o caut! Ce? Dani să plece la magazin? Dar eu să fac treabă? Am uitat portmoneul. Unde l-am pus eu? Am fereastră. Am plecat în casă. Ha, am un plan. Plec să pun cheia la loc. Ce-i cald! Și mi-e sete! Simt că nu mai iau aer! Miriam! Unde ești? Miriam, unde ești? De ce nu răspunde? Că era în grădină! Găsesc. Să sun pe Dani. Mă sun Adriana. Să-i răspund. S-a oprit? Da, Adriana. Dani, nu găsești pe Miriam. Cum așa? Vorbește cu cineva. Stau cu minte, să nu mă audă. Vine și mă ajută că îmi fac griji pentru ea. Bine, vin imediat. Ah, Miriam! Gata, s-a oprit. Precis a ajuns deja la magazin. Ce stai, Adriana? Unde este Miriam? Eu am căutat-o peste tot și nu o găsesc. Hai, Adriana, s-o mai căutăm o dată. Hai, repede! Unde? Am obosit. Ce așa greu vine? Pe cine caută ei în grădină?
Bă, mama, mama, ce faci tu aici? Voi cine căutați? Pe Miriam, n-ai văzut-o? Că s-a urcat la tine mașină. Bine, băieți, eu plec, eu am treabă. Așa, dar mi-am dat eu seama cum ea să facă treabă. Adriana, eu am o super idee cum să o pedepsim. Cum, Dani? Ducem la câmp să prăjească în locul nostru. Luăm sapa și o ducem fără să știe. Hai! Am luat sapa! Hai, Adriana, să ne urcăm, să nu ne audă Miriam. Gata! S-a pornit! Adriana, tu nu vorbi. De ce drumul înapoi e așa de rău? Unde merge? Parc s-a dus prin oraș. Gata, Adriana, am ajuns. Ne dăm jos, hai. Salut! Dar ce faci tu, Miriam, aici? Gata? Ai mers cu mașina? Acum, ține sapa și hai la prășit! Dar voi mă ajutați! Nu, Miriam! Prășești singure! Noi plecăm acasă, că avem treabă! Să o ajutăm pe mama! Pa, pa!